Fie-ți milă de noi. Mila este un act divin pe care Dumnezeu o varsă după principiul pe care îl spune și psalmistul David. În momentul când ne dă în psalm explicație, ne spune așa, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgesi. Dacă ai făcut milă, primești milă. Dacă ai făcut bunătate, primești bunătate. Dacă ai dat omenie, primești omenie. Dacă ai dat dragoste, primești dragoste. Dacă ai dat respect, primești respect. Dacă ai dat bunătate, primești bunătate. Dacă ai dat compasiune, primești compasiune. Asta să fie lege pentru toți. N-aștepta să faci rău cuiva și să primești bine. Chiar dacă ți-ar face cei din jur bine, nu ți-ar face Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu ne cere în Evanghelie două lucruri categorice. Faceți oamenilor tot ce vreți să vă facă Dumnezeu vouă, băgați-o bine la cap. De unde vine izvorul milei. Faceți oamenilor ceea ce vreți să vă facă Dumnezeu vouă. Și faceți lui Dumnezeu ceea ce vreți să vă facă El vouă. Vrei bunătate de la Dumnezeu? Respectă-L. Vrei ajutor la Dumnezeu? Respectă-L. Vrei dragoste la Dumnezeu? Iubește-L. Vrei pace de la Dumnezeu? Caută pacea. Vrei spor și ajutor la Dumnezeu? Fii binevoitor. Deci mila este condiționată de milă. Și o să spuneți cum adică? Foarte simplu. Cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a fost pus în fața morții de umanitate, care era biruită de moarte, stăpânită de moarte, chinuită de moarte, acaparată de moarte, și Iisus a ales să se lupte cu cel mai mare păcat al umanității care o stăpânea, păcatul și moartea. Și în același timp, cu alt fel de moarte, a reușit să o atace pe moarte și să o ucidă. Adică, ca în homeopatie, i-a dat antidotul tot moarte. Deci, cui pe cui? Ce a zis? Moarte, tu vrei moarte, da? Hai să-ți aduc moarte, să înghiți moarte, ca să învii. Și în clipa în care Iisus s-a dat iadului ca un om obișnuit mort, dar el era izvorul vieții, și moartea a înghițit moartea pe care nu o aștepta și nu o cunoștea, era de data aceasta o moarte dirijată, de factură divină, mistică, cu lucrare înaltă, care avea rolul de a pune stăpânire și egală între om și Dumnezeu și întâlnire de dragoste, nu de ură, spaimă și frică. Moartea, în clipa în care a înghițit moartea Hristosului celui viu, s-a trezit de fapt că a încărunțit și a devenit deodată albă, plină de lumină. Și întreabă frumos Ioan Gură de Aur, unde-i moarte, birința ta? Unde-i iadule, birința ta? Unde-i moarte, boldul tău? Te-ai amărât că te-ai golit, te-ai amărât că te-ai surpat, te-ai amărât că te-ai stricat? Deci iată, așa și noi. Dacă vrem milă, exact ca la homeopatie, să aruncăm cu milă. Aruncă cu o pâine să primești o binecuvântare, aruncă cu un biscuite să primești o binecuvântare, aruncă o vorbă bună să primești o binecuvântare, aruncă un gând curat să primești o binecuvântare, aruncă bunăvoință să primești bunăvoință, aruncă dragoste să primești dragoste. Că noi singuri spunem, vai da ce om bun, vai da ce om omenos, vai da ce om cum să cade. Oare de ce? Pentru că sesizăm în mod deliberat și cu ochiul vizibil că cel din jurul nostru nu-i mărlan. Ce așa de greu de dedus? Și Iisus îl ascultă pe acest om care vine cu toată străduința. Deci vine convingător la Iisus. Dacă ai milă, tu poți să ne ajuți. Eu îți dau din mila mea. Am de unde. Dar tu ești în măsură să crezi că eu pot face aceasta? Deci este o întrebare foarte simplă pentru acasă.
V-am spus ce înseamnă a te ajuta și a ne ajuta. V-am spus ce înseamnă mila. Și acum întreb, exact ce întreabă Hristos. Mergem exact pe cuvintele Lui. Dacă tu poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede. Acum întrebarea mea este, câți din noi cred de aici că s-ar putea vindeca de o boală dacă cred în Dumnezeu? 10%. Câți din noi cred că ar ieși din sărăcie dacă ar crede cu adevărat? 1%. Câți din noi cred că orice rău s-ar feri din calea vieții noastre dacă am crede de ajuns în Dumnezeu? 0,001%. Toată lumea spune, da, e bine să mergi la biserică, da, e bine să faci ce spune preotul, da, e bine să fii credincios, dar totuși trebuie să te descurci, trebuie să ai grijă în viață ce faci, trebuie să ai tu grijă de tine, să fii atent, să-ți faci tu lucrurile. Sigur că da. Tu mergi în continuare pe același principiu. Fură, dă în cap, înșeală, prostește, corupe, fă toate vicleniile și mârlăniile. Mi-a plăcut, m-a atacat cineva într-o zi, super fain, n-a fost cu intenție rea, dar i-am prins gluma. Era o glumă de asta nesărată, dar de secol 21. Zice, probabil că o fi fost de altă confesiune, dar a pus-o foarte frumos în tabiet și se potrivește cu ce aici. Părinte, de ce spuneți voi preoții în biserica ortodoxă la oameni să se roage la sfinț să mijlocească pentru ei? Că asta e o corupție. De ce să intervii tu la cineva pentru altcineva? Nu poți să te duci tu personal? Și am rumegat-o așa, atent, și mi-am dat seama că noi și când cerem, ni se pare că suntem corupți. Dar când furăm, nu ni se pare că suntem corupți. Deci mai lesne este a spune, am nevoie, te rog frumos, cum era și ideea populară, dacă știi să vorbești și ai vorba dulce, vorba dulce mult aduce. În schimb, noi mergem pe răspunsul biblic pe care îl spun faptele apostolilor. Rugăciunea poporului pe mulți a scos din temniță și pe morți a înviat. Ne spune mai departe Paraclisul Maicii Domnului, mult poate rugăciunea Maicii la îmblânzirea stăpânului. Și spune așa, sfinții vor judeca lumea, deci dacă o judecă, înseamnă că o și ocrotesc. Și atunci, în momentul în care noi mijlocim la un sfânt să se roage la Dumnezeu pentru iertarea păcatelor noastre, noi nu mijlocim la modul corupt. Da, corupt am fi dacă n-am face nimic și am zice, Sfinte, nu-L rogi Tu pe Dumnezeu să mă ierte, Sfinte, nu-L rogi Tu pe Dumnezeu să mă ajute, nu-L rogi Tu să mă mântuiască și Tu nu faci nimic. Dar în momentul în care Tu ți-ai schimbat viața și ești serios și ești vrednic, pentru că am să vă demonstrez lucrul acesta cu o chestiune practică, era un pusnic într-o pustie care avea mare evlavie la Sfântul Gheorghe și în momentul când a fost să iasă din viață, primul lucru simțind că iese sub toate Sfântul Gheorghe, ajută-mă. Și a apărut Sfântul Gheorghe, l-a luat de mână și a zis, spune, ce vrei? Vreau să mergi cu mine la Dumnezeu. Eu mă duc, dar nu judec eu. Repet, eu mă duc, dar nu judec eu. A trecut de cerul de foc și îngerii au spus, ăsta ce caută aici? Eu răspund pentru el. Treaba ta, cu Dumnezeu te socotești. Și i-au dat îngerii voie să treacă mai departe. Când a ajuns la cerurile ierarhiilor cerești, la fel, la fiecare ceată, îngerii întrebau, ăsta ce caută aici? Sfântul Gheorghe a spus, eu răspund pentru el. Da, Gheorghe, dar uite ce scrie în cartea lui Dumnezeu, că nimic necurat nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Eu duc socoteală pentru păcatele lui. Bine, Gheorghe, tu te judeci cu Dumnezeu. Și se ajunge în sfârșit la antecamera Sfintei Treimi, cum ar fi la tronul Sfintei Treimi, și Sfântul Gheorghe spune, Doamne, sunt Sfântul Gheorghe, pot să îngenunchez în fața ta? Tu da, cel de lângă tine nu.